O idee inedită a profesoarei, pictorița Elena Hăbășescu, s-a transformat într-un proiect educațional deosebit. Proiectul s-a numit Educație ecologică prin artă, iar copiii participanți la proiect au primit fotografii cu zone pline de gunoaie pe care, în tablourile lor, au trebuit să le transforme în peisaje frumoase. Astfel, copiii au înțeles cât este de important să păstrăm natura curată, dar și-au dezvoltat și creativitatea. Proiectul nostru se numește Educație ecologică prin artă. Unii dintre dumneavoastră poate se întreabă cum adică educație ecologică prin artă. Dacă am fi avut ocazia să mergem în natură, să căutăm locuri poluate și să le fotografiem, să le vadă copiii, după care să le ecologizeze în picturile lor, ar fi fost mai bine. Dar n-am avut această posibilitate. Am căutat fotografii cu locuri poluate, am mai făcut și eu câteva, am primit de la profesorul de la artă fotografică de la Reșița, de la Școala Populară, câteva fotografii, iar copiii și-au ales o fotografie cu un loc poluat pe care l-au ecologizat în pictura pe care au făcut-o. Să știți că au fost mulți copii care n-au știut nici ce este ecologizare și nici ce este poluare. De aceea, de fapt, scopul proiectului nostru a fost să stimulăm creativitatea elevilor. Pentru că de foarte multe ori le spun, nu mai copiați modelul așa cum este el în realitate. Căutați și prelucrați. Toți artiștii au folosit un model, dar nu l-au copiat, l-au interpretat. Adică să scoate ceva din el, câteva elemente, să mai adauge ceva de la el, de la ei și să creeze o pictură care să-i caracterizeze. Faptul că au ales de fapt o fotografie și au lucrat după ea, a trebuit să ecologizeze locul, să se gândească ce să facă acolo, să facă curățenie, să semene porumb, floarea soarelui, grâu, să planteze flori sau pomi sau să construiască ceva, a fost un exercițiu pentru ei, pentru stimularea creativității. Acesta a fost un motiv. Un al doilea motiv a fost păstrarea unui mediu curat. Pentru că curățenia înseamnă sănătate. Proiectul s-a derulat pe parcursul la câteva săptămâni și a fost implementat cu ajutorul Școlii Populare de Arte și Meserii în Românul, al Casei Orășenești de Cultură din Bocșa și al Fundației Comunitare Banatul Montan, parteneri fiind Centrul pentru Educație Inclusivă Cristiana Bocșa. Bocșa are un precedent. Nu este prima oară când se pictează, mergând puțin mai departe. Înainte de 1989 a funcționat un cenaclu de pictură, Tiberiu Botric, care a strâns în jurul acestui cenaclu, oameni de cultură din orașul Bocșa, pictori și sculptori, care au avut nenumărate expoziții, fie la nivel local, fie la nivel național. Deci sunteți datori, într-un fel sau altul, să duceți această tradiție a școlii de pictură bocșene, cât se poate de departe. Eu îmi doresc ca drumul vostru să fie un drum lung, să fie un drum frumos și să fie un drum care vă va aduce satisfacție atunci când veți ajunge la finalul lui. Nu am crezut niciodată că există asemenea copii talentați la noi în școală. Știam că le place să deseneze, asta e. Când îi întrebăm la activități ce ați vrea să faceți, toată lumea să deseneze. Dar să deseneze, nu să picteze. De aceea vreau să suntem și noi și doamnele de la școală, să încă o dată să-i mulțumim doamnei Elena Hăbășescu și să o rugăm, dacă se poate, să o să încercăm să facem un proiect împreună. Fotografiile au fost puse la dispoziția copiilor pentru a fi pictate sub îndrumarea doamnei Elena Hăbășescu de artistul fotograf Flavian Savescu. La acest inedit proiect au luat parte aproximativ 20 de copii care s-au arătat încântați de acest experiment artistic. Pentru munca lor au fost răsplătiți cu diplome.